În cadrul unui proiect transfrontalier a fost achiziționată o macara de 60 de tone în valoare de 50.000 de euro fără TVA, ce a intrat de ieri în dotarea Inspectoratului pentru Situații de Urgență Barbuștirbei Călăraș. Proiectul cu o valoare totală de peste 3.800.000 de euro a fost implementat de Consiliul Județean Călăraș. Tot în cadrul aceluiași proiect a fost achiziționat și un sistem informatic integrat pentru managementul situațiilor de urgență cu o valoare de 1.165.000 de euro. Sistemul informatic implementat este un instrument pentru gestionarea integrată a situațiilor de urgență în județul călăraș, care permite prognozarea, cunoașterea și monitorizarea riscurilor. Sistemul informatic este o platformă colaborativă care asigură un management interinstituțional integrat la nivelul întregii regiuni. În cazul unei intervenții, ISU călăraș dispune de informații actualizate cu privire la starea drumurilor oferite de Consiliul Județean călăraș, prin care este calculat traseul optim de intervenție. Echipajele de intervenție transmit live de la fața locului cu ajutorul aplicației mobile, facilitând cunoașterea situației în timp real și luarea de decizii în cunoștință de cauză. Creat unitar, sistemul implementat permite integrarea tuturor activităților curente din cadrul ISU Călăraș și sece Drumuri și Poduri.